domnilor, iată, prin intermediul Skype-ului suntem în legătură directă cu Carla Pricop, cunoscut model în lumea modei din Italia și nu numai. Carla, așa, pentru început, să le spunem vaslienilor care ne urmăresc că ești deloc din municipiul Vaslui și că, printre altele, iată, ai prezentat modele de la case de producție de clasă internațională. Care ar fi ele? Două, trei, te rog să-mi spui. Dolce & Gabbana, Diesel, Versace. Deci, iată, trei, deci nu două. Mai multe. Sigur, dialogul nostru de astăzi, prieteni, nu are ca scop de a o prezenta pe Carla ca și fotomodel, ci de a discuta cu ea despre ceea ce se petrece în acest moment în Italia, mai exact în Milano. Carla, care este situația? Cât de gravă este ea? Situația este foarte gravă. O să încep prin a spune că eu sunt în carantină de 16 zile, mai exact autoizolare, iar situația s-a înrăutățit, adică au fost momente în care, să spunem că numărul de infectați a scăzut, dar în ultimele 7 zile a crescut, ceea ce este foarte îngrijorător. De exemplu, doar în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1500 de infectați, 743 de morți în toată Italia, iar unde sunt eu, mai exact în Lombardia, 402 morți. Spune, cum te simți când, iată, se discută despre moarte, mai puțin despre viață? Cum să mă simt? În primul rând încerc să evit să iau contact cu... să ies în oraș, în primul rând. Și mă simt foarte... adică compătimesc familiile care și-au pierdut apropiații din cauza virusului. Ești îngrijorată? Da, sunt foarte îngrijorată. Tocmai din cauza asta încerc să mă protejez și sunt îngrijorată mai mult pentru familia mea care este departe de mine. Adică eu știu că sunt în autoizolare, dar mă gândesc că, nu știu, părinții mei sunt expuși pericolului. Știu că tu locuiești pe o stradă din centrul Milanului. Spune-mi așa, apropo de salvări, cam trec pe acolo salvări sau mai trec? Da, trec ambulanțe non-stop la orice oră și situația este gravă. Mai ales că în Milano nu este atât de grav, dar... este un oraș în apropierea Milanului și anume Bergamo, unde efectiv numărul de morți este în creștere și de infectați și situația este critică și mă gândesc că aduc persoane din Bergamo în Milano la spitale pentru că nu mai sunt locuri disponibile. Pentru că efectiv în Milano nu sunt atât de mulți infectați. Spune-mi, tu reușești să mergi din când în când în exterior, să părăsești locul de izolare? Ies doar la supermarket sau la farmacie, dar în ultima săptămână am comandat. Nu. N-ai mai ieșit din casă? Nu. Spune-mi, Carla, în ce condiții în Italia se poate ieși la viață, la supermarket, la farmacie sau... să muncești undeva, dacă ai un job? Ultimul decret a închis activitatea firmelor și în momentul de față nu mai ieși din casă fără motivul că mergi la supermarket sau la farmacie, dar înainte știu că aveai nevoie de un permis de la locul de muncă care demonstra că ești în scop... în scopul jobului, afară, pe străzi. Da, tu, ca persoană, în aceste 16 zile de autoizolare, iată, deci carantina, practic, sau perioada aceasta de izolare de 14 zile, cât se recomanda, a fost depășită, vei continua să muncești în Milano, în Italia?
Este o întrebare dificilă pentru că prima dată ni s-a spus că trebuie să stăm în carantină 2 săptămâni. Acum s-a mărit perioada până pe 6 aprilie și tocmai s-a anunțat că este o posibilă amânare până pe 30 iulie. Așa că este greu să dau cu părerea, dar cel mai probabil eu o să evit să lucrez anul ăsta în Milano, cel puțin până se stabilizează situația. Da. Ce spun autoritățile? Ce sfaturi vă dau? Pentru că suntem convinsă că ești conectată la mass media italiană. Autoritățile au spus că vor deschide granițele la mijlocul lunii aprilie, dar situația nu... Adică este critică, nu se pot lua hotărâri în legătură cu ce va urma. Știu doar că activitățile vor rămâne în continuare închise și, de exemplu, dacă ieși pe străzi în momentul de față, primești o amendă destul de mare. Cât este? De 4.000 de euro. Uh-huh. Și cam astea sunt măsurile. Da, voiam să îți spun și după aceea să te întreb ceva. În Milano lucrează foarte mulți români, au lucrat, unii încă mai locuiesc în Milano. Foarte mulți vasluieni sunt în Milano și în zona apropiată. Ai vreo legătură, vreun contact, mai știi ceva de prieteni, cunoștințe care își fac autoizolarea în zona. Da, chiar am prieteni și rude din Vaslui, care locuiesc aproape de Milano și sunt și în autoizolare. Dar din ce am văzut eu, majoritatea românilor s-au speriat și s-au întors în România. Am văzut că sunt 40.000, nu? De persoane care s-au întors acasă. Da, și uite că au intrat și ei aici în izolare sau în carantină după casă. Da, și probabil au ajuns și persoane infectate în România. Nu excludem asta. Nu, probabil, sigur. Da, la noi, iată, în România se spune stai în casă, în Italia s-a făcut o astfel de solicitare. Da, de aici a pornit asta cu statul în casă, pentru că după cum știm, a fost primul oraș în Milano și Italia, ca țară, a fost prima țară din Europa cu cazuri de coronavirus. Se mai cântă la Milano? Se mai deschide? Nu s-a cântat în Milano, nu. S-a cântat în Napoli și în Roma. Deci Milano deocamdată... În Milano se plânge, nu se cântă. Se plânge, da. Din păcate. Din păcate. Ce urmează, Carla, pentru tine în plan profesional? Puteți să repetați, vă rog? Ce urmează în următoarea perioadă pentru tine în plan profesional? Ca pentru toată lumea, cred că va fi o perioadă moartă. Chiar am cunoștințe din toate domeniile, fashion, nu știu, medicină, absolut tot și majoritatea o să aibă activitățile închise. Adică știu că fashion a fost cel mai afectat în perioada asta de virus. Da, deci coronavirusul și-a făcut de cap un modul cel mai grav posibil. Exact, da. Bun, ce mesaj ai pentru... Ce mesaj ai pentru cei care, iată, stau în casă în aceste momente și așteaptă să treacă pericolul coronavirus? Să respecte regulile în primul rând, pentru că și aici am fost avertizați de acum 2 luni, dar nu s-au luat măsuri și nu s-au luat în serios absolut nimic, s-a organizat fashion-ul, totul a decurs normal. Da, și să respecte regulile și să, nu știu, să reducă ieșirile, în primul rând, fără niciun scop. Adică doar strictul necesar și cam atât. Când întrebeți o nouă colaborare cu firma Dolce & Gabbana sau... Bineînțeles, când se va termina nebunia și, nu știu, sper cât mai curând. Poate pentru campania de iarnă. Da, urmează iarna,
Urmează iarna. Să sperăm că o să învingem și această nebunie care se numește coronavirus, noul coronavirus. În fine, Carla, COVID-19, da. Noi îți mulțumim pentru amabilitate și... Vă mulțumesc și eu. Sper că am oferit informații de ajutor. Din partea telespectatorilor Vaslui TV, te salutăm și vă ținem pumnii acolo. Și eu vă salut, vă mulțumesc. Cum și voi trebuie să ne țineți pumnii, pentru că în România... Da, luați exemplul de aici și respectați regulile. La revedere! La revedere, vă mulțumesc! Vaslui TV te privește. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României.